și bine m-am găsit la profesorul meu cu exercițiul cel matematică. Așa, avem tema pentru a ca să pornim treaba, repede, da. Dacă aveți... Exercițiul 8, 6, 6, 6, 6, 5, 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 3 pe 10, 1 pe 2, 19 pe 9, 124 pe 3, 17 pe 12, 17 pe 12, 352 pe 15, 37 pe 36. Fără a fi transformate, determinați fracțiile din mulțimea A care reprezintă A. Fracții decimale finite. Deci, fără a fi transformate, să determinați fracțiile din mulțimea A care reprezintă fracții decimale finite. Fracții decimale finite. Oare ce înseamnă fracții decimale finite? Asta trebuie să fracții ordinare. Deci, fracții decimale... Totul am fracții ordinare. Fracția ordinară este asta. Este fracția ordinară. 317 pe 12. Da. Asta se cheamă fracții ordinare. Iar fracții decimale cu virgulă. Da. 3 virgulă, nu știu ce. Numele naturale. Nu, finite, zice decimale. Deci, numele, dar numele naturale sunt altă. Da. Altă ceva. Înseamnă, nu? Acelea care nu au virgul, care... Exact. Da. Ele sunt trebuie. Da. Și cu tot altceva. Deci, mulțumesc, fiindcă deschid gurița și numele naturale. Hai să vedem. Să ne aminte. Numele naturale înseamnă 0, 1, 2, 1, 2, da? Iar mulțimea pe care o faceți voi acum se numește mulțimea numele raționale. Q. Q plus, da? Q plus. Și vă bate de toate fracțiile, și forma copenă, cu mâșină, numere naturale, iar n diferit de 0. Că nu are sens fracția asta dacă numitorul este 0. Neapărat trebuie scris asta, da? Da, Dani, dacă ai făcut pe trebuie în bătăm? Nu, timpul înseamnă. Bun. Atunci, hai să vedem ce înseamnă fracții decimale finite, că se pare că nu... Fracții decimale finite? Puteți să-mi dați un exemplu de fracții decimale finite? 1,3 la 3 perioadă. Aia, aia infinită. Când am zis, hai să vedem. Ok, un pic să vedem. Deci, la dată, ca exemplu, 1,3333 și eu spun prășinte la dată. Și așa mai departe. Asta se ne scrie într-o formă, 1,3 perioadă, așa? Este un număr periodic. Dar întrebarea este un număr decimal finit sau infinit? Ah, din care are infinit. Asta e infinit? Asta e infinit. Păi numele, o fracție decimală infinită, da. Este, de exemplu, 1,357. Da, deci un număr finit de decimale. Care nu are perioadă. Sau care nu are infinit. Deci, se oprește. Se oprește. Exact. Un număr de decimale. 7, 100, 200 de decimale. Știi exact câte sunt. Acela este număr decimal finit. Da. Iar un număr decimal infinit este ăsta la care numărul decimal nu se oprește niciodată. Astea se numesc numere decimale infinite. Dar ele sunt periodice, adică de la urmă încolo grupul de decimale se repetă. Da? De aceea nu le putem scrie niciodată pe toate. Cu alte cuvinte, acele pe care le știm și le scriem, le putem scrie, se cheamă număr decimal finit. Celălalt se numește număr decimal infinit. Întrebarea este așa. Care din fracțiile acestea reprezintă numele decimale finite? 3 pe 10. 3 pe 0,3. Corect? Cât? 3 pe 0,3. Da. 0,3. Și 1 pe 2. 3 pe 10 înseamnă 0,3. 0,3? 3. 3 pe 0. 3, da. 0. Așa, 3 pe 10. 3 pe 10. Să scriem asta. 3 pe 10.
egală cu 0,3. Da. Așa se poate număr la 10, știi bine, 0,3. Are un număr finit de decimal, nu un alt singur, o singură decimală. Da, depinde, domnul Vescă, că după el este o infinitate de 0. Păi, doar 0 n-am cum mai mare. O să-mi pui câte vrei tu. Cum ai zis? Rămâi tu cu el. Deci, numai cele care sunt diferite de 0. Da. Sau a fost 0, are și 1,2 e 0,5. Deci, în mulțimea asta, cu un număr de decimale finit, hai să-l notăm cu B, care este o submulțime. B, inclusă în data, și B asta arată, și aici punem doar pe acelea, finite. Care sunt finite. Întrebarea este, vă rog, mi-a spus deocamdată, mi-a spus pe 3 pe 10. Problema ne spune fără să le calculăm. Păi n-am calculat. Dar noi așa ca să ne batem o imagine, nu am să ne... Dar nu calculăm. A nu calculăm, dar aia să nu facem împărțirea. Îți spune fără să le transformăm. Da. Dar nu facem mai pe o parte și am făcut împărțirea? N-am făcut. Deci, nu, am justificat de ce facem asta. Deci aia este o fracție decimală, deci e 1/3, pentru că știu să fac împărțirea la 10 după regulile care știm, de asemenea. 1/2. De care o fi? 0,5. Și este un număr finit. Deci 1/2. E acolo 19 de noi. O să fie 2,5. E 2,5. O să fie 2,5. Cum? 2,1. 2,1 perioadă? Da. 1? Nu, 2,1 perioadă. Sigur așa? Da. Păi eu nu putem părți la nou care e de 2 ori. Pui virgulă, rămâne niciodată, pui virgulă, rămâne tot așa și este egal 2,1. E 2,1 perioadă. 2,1 perioadă. Dar îți spune că nu trebuie să fie atât. 1 în perioadă. Sau perioadă 1. Perioadă 1. Da. Deci pe 19, pe 19, pe 9 îl pot pune. Dacă vreți, am văzut domnul profesor la 10 se face fracții decimale periodice simple și la 10 fracții decimale periodice mixte. Și atunci îmi faci și mulțimea de C și D. Așa. B, C și D. Și să vedem cum le recomand pe fiecare. Ca să mergem în departe. Exact. Să mergem. Atunci, în C trebuie să-l punem pe 19 pe perioadă. Dar de care este? Periodic simplu? Da, sau mix? Simplu. Dar vă știți ce înseamnă da, periodic da. Simplu și mix? Dacă periodic simplu, de genul nici om știe. Dacă periodic simplu, de genul 2, perioadă 1. Și dacă periodic mix, de genul 2,7 7 perioadă 9. Adică după virgulă mai urmează număr și apoi perioada. Aia e mix. Sau da, simplu. Mix. Asta e mixtă. Și simplu e numărul întreg, virgulă, un număr. Da, dar e simplu, copii, ca să fie. 1,3 în perioadă. Asta de care? Simplu. 1,3 în perioadă, da. Da. Și asta e simplu, iar mixt e 1,2 în perioadă 4. 1,2 în perioadă 4. Care a stat 1,75 în perioadă 9,4,6. Tot mixtă. Deci nu trebuie să fie doar o singură cifră. Chiar dacă ar fi și 1,947 în perioadă, tot simplu. Deci, practic, trebuie să înțelegeți așa. Dacă grupul de cifre care se repetă imediat după virgulă, se numește periodic simplu. Dacă grupul de cifre care se repete este de la un loc încolo, adică deja mai sunt niște, după virgulă, niște cifre și se începe periodicitatea de la un loc încolo, se cheamă periodic mixt. Da? Periodic mixt. Bun. Am înțeles. Acum, am zis pe 10 am pus aici. 19 pe 9. 624 pe 3. Da? Dar de ce? 4 pe 3. O să fie 41 perioadă 41 perioadă 9. Da, repetare. Vreau să văd. Dar de ce 41 perioadă 9? Vreau
în 12 ore de 3 ore. Depinde, și 4 ori. De 4 ori. De 4 ori. O să rămâne 1. Dar de ce spuneți că să-mi dau și eu seama de ce? Ai zis 41 perioadă nouă. Da. Păi da, acolo intră de 4 ori, acolo intră de 3 și o să rămână 1, mai adăugă 0, dar nu intră din 9 ori. De 3, 3, 3, 3, 3. Da. Deci, oricum este mixt sau... Nu, e mixt, e simplu. Simplu. Deci 124. Pe care el spune mai aici. 7. Acolo, tu vedeam. Unu, o să fie... Să-i dau din 1, aici o să fie... Dar calculează, nu fă timp. Dar am nevoie să calculăm. Da, totuși, asta nu poți să faci nimic, că trebuie să te gândești. Dar am nevoie să calculăm. Păi, dar este o regulă să vedem care sunt mixte și care nu sunt. Care? Regula când sunt mixte este când... Da, e... Numitorul de jos este 2 oriceva sau 5 oriceva. Doar aici este 12, adică este mixt, deoarece 2 ori 6 ne va da 12. Corect. Și trebuie să fie ideea. Știi multe că din 3 când am mai spus? Deci, când numitorul este 2 ori ceva sau 5 ori ceva, această fracție va face parte din... Va fi periodică? Va fi periodică mixtă. Adică tu spui că 17-12 periodică mixtă. Da. Și când e periodică simplă, ce regulă? Da, da, da. Nu trebuie să fie 2 ori ceva sau nici ori ceva. Da. Deci când nu se încadrează... Doar așa vreau. Nu e multiplică de 3 sau de 5. Așa nu. Așa e să fie. Dar faceți puțin până acum așa pe spre ce puțin aveți. Păi facem, da? Dar nu am fost. Dar mai bine, dar nu-i facem semnă pregătire. Puteți face ca să ne convinți. Păi, dar e ce faceți, da. Da, provăm. Da. Deci, ce la cât la... Inis, corect. Încă o dată. O dată. Și faceți la dispoziție. 5. 5. 0. 0. Pune virgă. Intră de 4 ori. 48. Da. 2. 20. Încă o dată. O dată. 12. 8. 80. De câte ori? De 6 ori. 6 ori. 62. 8. De acum se repetă. Și vreau se repetă. 6. Iar 6. De acum deci, se repetă. Practica. 6. Deci e mixta. Este un număr teoretic. Mix. Deci ce am stabilit? Că atunci când numitorul este multiplu de 2 sau de 5. De 2 sau de 5. Este vorba de un număr teoretic mix. Mix. Și când nu este, este un număr neperiod. Da, e simplu. Adică următorul o să fie... Da, dar poate să fie și fie mică la următor. Poate să fie și fie mic. Iată, aici este un multiplu de 5. Dar e finit. Și este un număr periodic. Nu este un număr periodic, este un număr... Fracția ordinară ireductibilă x pe y care numitor are pe lângă alți factori și cel puțin unul dintre factorii 2 și 5. Asta e. Mai mult. Lângă se transformă într-o fracție zecimală periodică mixtă. Adică noi de acolo ne dăm 5 ori 10. Da, e 10. Deci are pe lângă 2 și 5. 2 sau 5. 2 sau 5 alți factori. Atunci este... Adică următorul este 2 și 5 ori 3. Și cel puțin unul dintre factorii 2 și 5. Da. Adică următorul este bun. Poți să-i aibă și chiar ca un 2, dar... Da. Cel puțin 1. 1 plus. Pe lângă alți factori. Și următorul este mixt. Bun. Deci, ce să spunem acum, pe 124 pe care l-am pus, 17 pe 12, acum, unde? La mix. Aici, la mix, da. Acolo. Și urmă, doar. Ce? Sau nu? Va da. Asta-ți puțin. A, va da. E 5-3. Da. Dar 352 pe 5. Da, numitorul e 3 ori 5. Da. Da. Așa. Și eu zis că... Care are pe lângă 2 sau 5 alți factori, cel puțin este mix. Și 3652.
pe 15. Pe 15. Și următoarea cât e? 3,11 €? Este aici de pi. Poate să fie simplă, deoarece... E simplu. E simplu asta? Ia să vedem. 37 împărțit la 33, facem probă, domnule. Așa. 37 împărțit la 33. Dar după definiție, după definiție spune așa definiția, ca să fii mixt, trebuie să aibă... Ori doi, sau ori... Cel puțin pe unul din ei, alături de alții. Exact, pe doi sau pe cinci. Mixt nu e, poate să fie simplu sau finită. Deci poate să fie simplă sau finită. Adică poate să termine împărțirea exact sau să fie pe perioadă. Da? Bun. Și acum, dacă faci împărțirea, cât am 37 împărțit la 33. Merge de câte ori? O dată. Rămâne 40. Merge o dată, da? Dată și de 7. 70. De două ori. Deci vine 66. Da. 40. Deja se repetă. Dar să vedem că nu știm, încă nu-i. Să repetă, nu sunt mai pe 4 de sus. A fost aici, da? Dar n-a spus unul. N-a spus. Unde? Aici, acolo, da? Da. Așa. Da. Acum a trebuit. Da, deci... Iarăși... 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Deci este un număr periodic? Simplu. Și acum să vă citesc. Fracția ordinară ireductibilă x pe y, acolo în numitor, are numai factori primi. Așa. Cum e 3 și 11. Este periodic. Diferit de 2 și 5. Da. Da? Se transformă într-o fracție decimală periodică simplă, perioada având cel mult y din sumă cifre. Am prins de ce, pentru că, uitați, acolo a fost 2 ori 10, de asta era finită. Acolo era la numitor 2, de asta a fost finită. Deci nu avea alți factori. Adică nu avea spațiul printre care să fie și 2 și 5. Deci, pe lângă 2 și 5, mai avem și altceva. Mai avem și alegi capitolul ăma. Da. Interesant. Care e? Fii atentă și să mai. Deci, să revedem. Când avem o fracție x pe y, și dacă se întâmplă așa, cazul 1, avem aici. Dacă y este egal cu a1 ori a2, factorul 1, 2, și așa mai departe, să spunem a pe factor, sau y egal de tipul a1, a2, 5 ori a pe. Adică ar incorporat pe 2 sau pe 5 alături de alți factori, atunci x pe y este fracție decimală periodică mixtă, da? Periodică mixtă. Da? Dacă... Cazul 2. Dacă nu se întâmplă să fie 2 sau 5, păi Y, adică Y. Dacă se întâmplă 2 sau 5 să nu fie printre acești factori. Da. Și Y cu acesta are doar așa A1, A2, A pe prim. Atunci ai ce face periodică simplă. Ai aceștia prim. Atunci. Ok. Ce înseamnă A pe? AP adică altfel factor acolo. 7, 11, 13, ca și rire, ca ordine, da? 7, 11, 13, 15, 17, 17, nu știu, un număr de factori primi. Așa, deci când Y egal cu așa ceva,
și prim, e simplu. Atunci x pe y este egal cu fracție zecimală periodică simplă, da? Iar numărul de zecimale din perioadă, numărul de zecimale este egal cu cine? În cazul de față, în cazul anterior. Când, în cazul al treilea, când 2 ori și 2 ori 5, la când avem, ce când Y e A, nu scrie și al treilea caz. Imediat. Vreau să terminăm ideea asta. Noi am făcut aici ce am făcut? 37 împărțit la 33. Și ne-a dat un număr periodic simplu. Dacă fi mic, s-ar trebui să fie... Cu două zecimale, da? Poate să ieși cu 20. Și cu 3 miliarde. Perioada având cel puțin Y minus 1 cifre. Cel puțin Y minus 1. Câți factori primi au fost? 2 care s-au 3 ori 1. Atunci, deci, perioada... Are cel puțin o cifră. Exact. Că noi am avut... Are două care. Noi am avut în clipa asta doar 2 factori. Da. Y, nu pentru exemplul nostru. 37 pe 35. 33 ăsta s-a scris ca fiind 3 ori 11. Adică 2 factori. 2 factori. Prim. Da, 2 factori. Atunci, numărul zecimalilor, numărul zecimalilor din perioadă este cel puțin o cifră. Adică unul mai puțin decât aici. Poate să fie 1, 2, dar da, cel puțin o cifră. Unul mai puțin decât numărul de fapt. Dacă nu e una, nu adică 2 sau 3. Okay. Da? Deci el e sigur periodic. Dar grupul de cifre de la 1 încolo. Unul mai puțin decât numărul de fapt. Bun. Asta a vrut autorul. De fapt, ce a vrut autorul din ieșiți ăsta? Să ne aducem aminte regulile. Să ne aducem aminte regulile. Da. Deci, să vadă dacă am învățat. Exact. Dacă regulile acestea le știți foarte bine. Așa a explicat, așa ca să vedeți fără să calculați? Păi asta e. Păi, o zis fără să calculați. De aceea a zis fără să calculați. Exact, pentru că aveau regulile astea date. Pe teorie. Eu le-am cunoscut în care... Și asta te întreb, ție de la regulile astea pe teorie? Asta. Da. Deci, putem să ne pronunțăm deodată aici și mai departe, fără să facem împărțirea, când avem de-a face cu un număr periodic mixt, simplu, sau chiar fracție finită. Decimală finită. Da. Acum am înțeles foarte bine. Ai înțeles? Și la finită, că la finită nu ne dau. Nu, la finită nu avem mai simple. La finită nu va da tot. Da, la finit, număr decimal e finit, înseamnă să observăm repede acolo când da, se face împărțirea, să se termină. E, la cele mixte și simple nu am putut face. Așa. Bun. Bă, vreau să știți ce problemă cu eu. Mai facem problema aia care am avut-o ieri. Aceea care a rămas așa, în ea. Așa, da, e cu... Hai să facem aceea care a rămas în ea. Ei au aici o regulă, altă regulă. Dacă numitorul unei fracții ordinare, ireducibile, conține și alți factori decât puterea de lui 2 și 5, după că se joacă puterea lui 2 și 5, atunci împărțirea numărătorului la numitor este nesfârșită. Da. Pentru că dacă apar și alți factori în afară de 2 și 5, 2 și 5 face 10. Da. Și 10 aceea oprește împărțirea. De iar dacă apar și factori în afară de puterile lui 2 și 5, va fi 3, 7, 11, aceea face ca împărțirea să nu mai termine. Exact. Da. Asta este. Profesor.
știți, am eu nu vreți să mai facem și astea? Măi, aici suntem, ce vreți mi-am plac. Așa, așa. Deci să trecem la capitol, exact. Că am intrat în ăsta. Da, hai să lucrăm aici. Să lucrăm în continuare. Așa, scrie și fracții decimale finite, mai mici ca 1. Finite. Finite înseamnă care se termină. Da? Mai mici ca 1 vrea. 5 fracții. Adică 0,5. Nu știu. Scrieți. 5 fracții decimale finite, mai mici ca 1. Uite, vedeți cum puneți întrebarea, adică 0, ceva, nu știu. Da. Voi răspundeți. 0, sau 1, 0? 0, 0, 0, cum 1, 0, mai mare sau 1, nu? Zi? 0,1, 7. E aproximat spre elipsă la sutim următoarele fracții. Aproximat prin lipsă la sutim următoarele fracții. 5 dă 11. 5 supra 11. Prin lipsă la sutim. Oare ce vrea să zic? Trebuie să calculăm. Trebuie să calculăm. 5 împărțit la 11 o să fie 0, nu știu. Hai să facem. Hai să facem. Împărțim. Nu din nevoie, doar în vechi. Sau 11, egal cu 0,5. Hai, 0,45. 0,45. 50. 44. Iarăși. 6. 5. O să fie 0,45. Să vede că grupul care se repete este 45. Bun. Ei. De fapt, e egal cu 0,45. La sutim, aproximat, un pic, aproximat spre lipsă, la sutim. Adică o să fie... Care sunt sutimile? 5. 5 este sutimea. 5 este sutimea. Da. Și prin lipsă la sutim? 0,45. Prin lipsă, vrea. 45. Altceva? Daline? Nu e 0,4. Păi zici frumos, nu de rătăiești. De ce ești? Păi care e? Daline face 0,4. Tu cât zici? Aproximativ prin lipsă. Prin lipsă. La 10. La nivel 10. Prin lipsă. 45 aparține la 50 sau 45? Nu? Mamă! Hai. Gândiți-vă. Daline, hai, rămâne. 0,4. Prin lipsă, o spus, prin lipsă, da. Lipsă. Aproximare prin lipsă, bine. Mm-hmm. Adică o să fie 0,40. 0,4. Da. De 0,4 este prin lipsă. Prin lipsă. De ce înseamnă prin lipsă? Da. Adică ne lipsim de ce urmează. Da, adică punem 0. Deci renunțăm la tot ce mai urmează decimal. Adică eu cum să spun. Poate minte, mă insist aici, Daria, te rog. Dalea, hai să întâlnim. 3,7564. Deci 3,7564. Este un număr decimal finit. Finit. Cu calculul exact la cât? La superior. La zecimi de mii, da?
avem zecimi, sutimi de mii. Și dacă vreau să facem prin lipsă până la nivel de sutimi, aproximarea până la nivel de sutimi. Lipsă. 3,75. 3,75. Deci aproximativ, prin lipsă, cu 3,75. Când ne lipsim, de ce urmează după el? Da, prin adaus. Prin adaus. Deci aproximativ adaus. 3,76 prin adaus. Corect, dar nu înțelegi, mami? E clar de ce nu e explicat asta la școală, de aia... Insist și spun așa. Deci când m-am referit la nivel de sutime, înseamnă așa, Daria. Prin lipsă, renunțăm la ce mai urmează ca zecima. După el. Da. Iar prin adaus, înseamnă că mărim sutimea cu 1. Corect. În cazul nostru, 0,45 în perioadă. 0,45 în perioadă. Stai să termin de aici. Dacă v-aș fi cerut prin lipsă și prin adaus la nivel de mine. 3,770 la prin adaus. Prin adaus unde? Prin lipsă mai întâi. Prin lipsă, 3,757. Asta e. Da. Copii, asta înseamnă că zecimea din Meina a fost împărțită în 10 și noi am renunțat la cele 4. Da. Iar când am făcut prin adaus, l-am luat pe cele 6 și am pus aici cu 7 la 10. Bun. La mine. Hai să ne facem aici. Aici a fost vorba de o aproximare. La prin sutimi. Adică o să fie 0,45. 45, corect? Aproximativ, da, zicem aproximativ, egal lipsă. 0,45. Iar dacă ar fi fost 5,11, aproximativ egal prin adaus. O să fie 0,46. Asta ar fi. Dar dacă aș fi cerut la nivel de minim, deci la nivel de minim, 5,11, prin lipsă sau prin adaus? Prin lipsă. La minim? Da. Adică va fi 0,45. 0,454, pentru că celelalte le-am renunțat acum, grupul de 10. Și prin adaos ar fi 0,455. Prin adaos. Ar fi 0,455. Lasă-mi. Ia, Daria, să vedem dacă te vezi și tu la un exemplu. Dar eu, de exemplu, ai un exemplu pe care e? E un caz și mai așa, acolo că probleme numai de capacitate. Și nu, ea are o culegere mai slabă decât asta. Îi lucrează pe o culegere mai slabă, profesoara de la clasă. Dar nu asta contează. Hai să vedem. Da, hai să vedem problema. Exact, problema noastră ne interesează să înțeleagă. Ia, să înțeleagă și ea, că ea e clar. Da. Vreau să mai vedem încă o dată. Pe numărul următor, 5,076. Dar am zis că tu știi, dar deși el să tu știi, să mă convinc că știi și eu. La nivel de zecime, ca aproximarea prin lipsă și prin adaus. La nivel de zecime aici. Voi scrieți că aici e bun. Voi scrieți că aici e bun. Ăsta este aproximativ egal lipsă la nivel de zecime. La nivel de zecime egal cu 5,55. La 10 am zis. La 10 am zis, la 10. Prin lipsă. Și prin adaus am zis. Și cât? 4? 5,0. Prin adaus.
Cât ar fi la nivel de 10? 5,1. 1, corect, ușa. 5,1 prin atras. La sutimea. Același număr, hai să-l judecăm la sutime. Ia să vedem la 5,0764. Aproximativ. Lipsă. La sutime, da. La sutime. 0,7, adică renunțăm ce mai lucrează. Da. Iar prin adaus, e aproximativ egal cu 5,0... Prin adaus. 8. Sigur că da. Da? 0,08 pentru că a crescut în sutimea. Grupul ăsta de după el, a crescut o sutime. El, de ce? 6, 4, 10, 10, 6, e mai mic decât sutimea, o sutime. Și i-a completat. De ce? A adăugat câte a mai trebuit pentru a ajunge la o sutime. Și scrie mai ușor, domn profesor, noi negativ 7-6. De cine este mai aproape? De 80 sau de 70? Eu așa am... Dar să rătăi și rămâia. Dar rătăi și rămâia. Taci. Mă aproximare. Așa. Iar zici că asta e rotulcele, nu aproximare. Da, dar e cam același lucru. Dar e rotulcele. Întoarce-te. Așa, no, una este rotulcirea și alta este aproximare. Rotulcirea este o poveste când se depășește cinciul. Da, și rotulcire. Și rotulcire. Iar aproximarea, prin lipsă se prea adauzi, la nivel de sutime, sau miime, sau zecime, e altceva. Avem fracția 3 de 35. Așa. 3 de 35. 3 de 35. Prin lipsa la sutim. Întâi împărțiți, da. Împărțiți 0. Tu. 3 de 35. Nu, 3 de 35. 3 de 35 copii. Da. Hai. Spuneți că te-am dat. Câte 3 la 35? Așteaptă puțin. Așteptăm, dar nu te rățoie. Dar ți eram toți și vreau să lucrați toți pe caietele. Ei, 60.
5, 2, și spuneam că mai interesant. 2, până la mie. Mai fost până 250, dar și până la mie. 7 ori. A fost până la mie. Da, eu vreau să fac votarea. A, toată. Toată? Păi, mai ce mult că 10 mai. Așa, hai să facem pe asta 10 de mii. Și următoarea și gata. Ca 3 în 27 de ori, da? 7 ori 5, 35, 21, 24. Deci, aproximativ de egal cu 0,0857. Și acum unde vreți să o trebuie? Să nu mai purificați de un aproximativ. Vreau să mergem la sutim, da? La sutim, da? La sutim, da? Lipsă. La cine? La sutim. Zice cine se vorbească. Cine vorbești? Daria. Aproximativ egal cu 0,0. Că vreau să spui. Pe lipsă. 0,0? 8. Lipsă, da? Da. Și prin adaus, adaus, a. 0,09. Vreau aceeași la zecim. La zecim vrea, domnul profesor. Bine. Tu, da. Eu? Da. Adică nu e... Și acum să mergem să facem problema aceea? Dar de ce mă întrebai? Da, vreau să problema direct n-am mai terminat. Care de e? Dar lasă când să mai facem tema astea. Care n-am întrebat? Care de la la minus 100, ai exact cu BC pe lângă BC. Știți aia? La aia să le aia. Hai să dați și cu Darius, domn profesor, până la să ne ținem de cuvânt. Și deci nu doar ce la problemă. E și 20, mai avem 10 minute, hai! Dar lăsați problema, nu știu ce care e la problemă. Mai faceți de astea ca să le băgați mâinile la biserică. Mai avem 10 minute, domn profesor. Și facem mâine. Dar pe nimeni ați uitat. Hai, acum ați faceți ei. Acum e rândul tău, ce-am uitat. Faceți ei, uitați, lăsați că vă dau acum următoarea. Este 7 pe 18. 7 pe 18. Și am conservat la la sutin. A, la min? La min. Da. La sutin, la min, la ce vrei? 7 pe 18. 18, vedem dacă e doar una. 7 pe 18. Păi să știe că e de sigur. 7. Dar îți la maș. E care la tu ai fost. Care e mie? Uite, asta, 7-8. La